Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, implementat de Ministerul Sănătății, continuă la Suceava. Programul se desfășoară în toată țara pe o perioadă de 5 ani și își propune scăderea numărului de decese cauzate de cancerul de col uterin prin depistarea leziunilor în fază incipientă și orientarea pacientelor spre centre de diagnostic și tratament. De anul trecut și până în prezent, aproximativ 130.000 de lei au fost alocați acestui program, ultimii 50.000 de lei fiind primiți la rectificare. În județul Suceava, două spitale sunt eligibile pentru derularea screeningului, cel de la Suceava și cel de la Fălticeni, care au, așa cum cere Ministerul Sănătății, cabinete de obstetrică, ginecologie și laboratoare pentru analize citologice. 1.000 de testări au fost efectuate până în acest moment, urmând ca în perioada următoare să mai fie consultate 625 de paciente noi. În anul 2013 au fost repartizate județului Suceava la cele două unități care implementează programul. Bani pentru 1.000 de testări și consilieri pentru paciente. Cum funcționează acest program? Deci spitalul își formează o rețea proprie, încheie contracte cu medicii de familie care preiau pacientele, fac fișele de consiliere și le direcționează către spitalul județean, unde sunt recoltate probele și prelucrate la laboratorul de anatomie patologică. Precizez că au fost cele 1.000 de teste care s-au epuizat ca și finanțare undeva la data de 21 mai. Ulterior, la rectificarea bugetară din această vară, am mai primit o sumă de 50.000 de roni. Aceasta reprezintă finanțare pentru 625 de paciente care intră în program. 525 au fost direcționate către unitatea Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou și 100 către Spitalul Municipal Fălticeni. Ceea ce se dorește prin acest program este ca femeile să aibă ocazia să depisteze, în urma analizelor efectuate gratuit, dacă suferă de cancer de col uterin sau de alte afecțiuni ce le-ar putea pune viața în pericol. Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin reprezintă, de fapt, examenul citologic Babeș-Papanicolau. De această analiză medicală gratuită pot beneficia toate femeile peste 25 de ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate medical. Anual, în România, peste 3.400 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, nemiloasa boală devenind o problemă de sănătate publică cu costuri sociale importante, având în vedere incidența crescută. Este a doua cauză de mortalitate prin cancer din țară.